Sute de locuitori ai raionului Anenei Noi au făcut coadă pentru a dona sânge și a contribui astfel la salvarea vieților omenești. Acest fapt a fost prelejuit de Ziua Mondială a Donatorului. Ca și în fiecare an, colaboratorii secției raionale Transfuzia Sângelui au încercat să facă față afluxului mare de donatori voluntari veniți din mai toate satele raionului. Nu au lipsit nici nemulțumiții, cei drept puțini la număr, care s-au revoltat din cauza gestionării defectuoase, spun ei, afluxului de donatori. Secția Transfuzia Sângelui Spitalul Anenei Noi a început o activitate mai masivă cu ajutorul medicilor de familie din centri de sănătate pentru a mobiliza și a recruta donori voluntari în această decadă. Au fost 57 de donori la ziua de azi, în ziua următoare așteptăm 120-150 de donori voluntari. Dacă să luăm în comparație cu anii trecuți, cifrele cam rămân aceleași, sunt neschimbate. Ar fi unele doleanțe ca cu suflet administrația publică locală să atârne față de donarea voluntară, adică să ajute medici de familie din localitățile date cu ajutor logistic și tehnic, cât și alte momente pentru a avea în vedere la un loc de cinste a donatorilor voluntari. Pot să menționez că în această perioadă s-au atârnat cu mai mare seriozitate managerul Centrului de Sănătate Meren și Varnița. Noi donăm sânge pentru prima oară, ca atare pentru un coleg de-a nostru, Sereciu. A coincis ziua cu ziua donatorului, după câte am înțeles. E o aglomerație mare la Centrul de Sănătate. Însă, cred că o să trecem cu bine și să îndeplinim obligațiunile fiecare. Să îndemn și ceilalți locuitori, deci să lipească acțiunii. E o acțiune nobilă. Eu sunt domnul Ștefan, am venit să dăm sânge, să donăm. Și îmi pare rău că rândul e foarte mare și încet merge, lumea așa de 600 aici. Trebuie cumva de făcut, de regulat, să margă lumea mai repede și să nu și în tot timpul așa rânduri mari. Eu am donat, da, sânge înainte și atunci am mers mai repede. Era lumea puțin oricum, dar nu știu, că nu văd că e lumea mult. Conform domnului Vlad Soltan, șeful secției Transfuzia Sângelui Anenei Noi, persoanele care se decid să doneze benevol sânge obțin 2 zile de odihnă plătită din contul statului, alegându-se și cu o analiză complexă și gratuită a sângelui și a stării de sănătate. Pentru Elita TV Anenei Noi, a relatat Octavian Zelinski.